Bun. Ca să te luăm mijloc de asta. Da, fără. Să rămână, bună ziua. Un pic dacă și de volum se reglează, totul e perfect, dar mulțumesc. Să rămână, bună ziua încă o dată. Salutăm prezența doamnei deputate, Elena Udrea, deputata noastră, care reprezintă județul Neamț și, sigur, Colegiul 4, capitala la Roman, Colegiul 4 Roman și Ion Creangă. Salutăm membrii biroului permanent local, a biroului permanent județean, consilieri județeni, primari PDL din județul Neamț. Și, sigur, astăzi este o zi importantă, o zi importantă atât pentru Roman, pentru județul Neamț, dar cât și pentru întreaga țară, pentru că la Roman astăzi, în mod oficial, doamna deputat va face un anunț care, sigur, dinamizează atât organizația municipală, organizația județeană, organizațiile din Moldova, de eu sunt convins că și din întreaga țară de aici, din capitala geografică a Moldovei, Romanul, pe care mulți nu o cunoșteau, iată că astăzi o află din ce în ce mai bine. Vreau să vă spun că după mulți ani, cred că Partidul Democrat Liberal are nevoie de o dinamică accelerată, de o conducere flexibilă, orientată spre baza partidului. Se știe că Partidul Democrat Liberal era numit înainte Partidul Primarilor. Astăzi, din ce în ce mai puțin, baza partidului este consultată. Cred că realitatea trebuie să rămână mereu în vizorul politicienilor. Cred că Partidul Democrat Liberal trebuie să se dezvolte, trebuie să se modernizeze și trebuie să crească odată cu realitatea națională. Un partid nu trebuie să se depărteze de realitatea unei nații și, sigur, în primul rând, scopul pe care îl are trebuie să fie acela de a dezvolta, de a moderniza țara și prin aceste mecanisme politice să sprijine demersul pe care și-l propune. Cred că este momentul să privim cu mult pragmatism spre cele trei generații, spre părinții noștri, cei care se apropie de sfârșitul unei activități și intrarea într-o a treia tinerețe, a unui pensionar dinamic, un pensionar fără griji, a omului activ, a omului aflat în piața muncii, a unui om care prin competență și profesionalism trebuie să-și asigure un loc de muncă, dar sigur plecând de la un sistem investițional care să asigure dezvoltarea, modernizarea țării și în același timp păstrarea locurilor de muncă și sigur cu privirea spre copiii noștri, cei aflați pe bănci, în școli, cei care se orientează spre o activitate, spre o meserie și care trebuie să aibă încredere. Încredere în țară, încredere în cei care îi conduc și îi vor conduce și cred că acest lucru este foarte important și trebuie să devină o prioritate pentru Partidul Democrat Liberal. A fost o îngrijorare atunci în vară la alegerile locale când Partidul Democrat Liberal a obținut 23%. Mulți au intrat, să spunem, într-o semi-umbră, într-o panică, iar aceasta, din păcate, nu a fost constructivă. Pentru că iată că la alegerile din decembrie, scorul a fost mult sub 20% și cred că acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri. Eu cred că, ca și în sport, când se spune că e nevoie de un șoc la echipă, întotdeauna este nevoie de un șoc pozitiv care să dinamizeze, care să aducă oameni care doresc să demonstreze, doresc să se implice și nu numai pe baza unui dialog constructiv, unui dialog care aparent poate părea că aduce un plus, dar de fapt el adoarme partidul. Cred că e nevoie de un discurs mult mai aplicat, mult mai pragmatic, mult mai orientat și ca viziune și ca opțiune pentru perioada următoare. Dar pentru toate acestea vreau să o invit pe doamna deputată Elena Udrea să vă transmită mesajul domnului sale, gândurile, obiectivul și sigur aici la Roman, la Neamț, știe că are o echipă puternică în jur și așa cum am pornit victorioși în finele anului 2012, cred că și debutul anului 2013 va fi unul de bun augur, nu atât
pentru o echipă care dorește să performeze, pentru că noi nu declarăm un război, ci noi doar vrem să ne implicăm într-o luptă, într-o luptă pentru construcția noului Partid Democrat Liberal. Vă rog, doamne deputate. Vă mulțumesc, domnule primar. Bună ziua! Uitați că astăzi, la 4 luni, de când tot aici la Roma anunțam intrarea într-o mare competiție, și anume competiția pentru câștigarea colegiului electoral numărul 4, Roman Ion Creangă, bătălie care s-a finalizat cu un succes, astăzi, la 4 luni de la acel anunț, tot aici, la Roman, aici unde deja pot să spun că este familia mea din partid, anunț o altă competiție, intrarea într-o altă luptă politică, de data aceasta, cea pentru câștigarea președinției Partidului Democrat Liberal. Competiția din toamnă am câștigat-o datorită dumneavoastră, colegilor din organizația de Neamț, colegilor din organizația de Roman, celor de la Ion Creangă, cei care ați fost alături de mine într-o luptă grea, în care am avut împotrivă nu numai adversarii politici, ci și trusturi de presă, una dintre cele mai grele lupte care s-au dus în alegerile pentru Parlamentul României din decembrie anul trecut, și cu toate acestea, pentru că nu ne-am ferit să stăm în fața oamenilor drepți, pentru că nu ne-am ferit să vorbim cu oameni despre ceea ce PDL a făcut bun la guvernare, pentru că nu ne-a fost teamă să vorbim alegătorilor despre lucrurile care nu au ieșit așa cum ne-am dorit în timpul guvernării PDL, am putut să-i convingem pe aceștia să voteze cu ARD, să voteze cu candidatul Partid Democrat Liberal și să ne dea susținerea, ceea ce a reprezentat o mare victorie pentru Roman, pentru Neamț, o mare victorie în Moldova și o victorie a Partidului Democrat Liberal la nivel național. De aceea am dorit ca acest anunț să fie făcut aici, pentru că resorturile, energia pentru o competiție de anvergura, de importanța celei pe care o încep acum, le pot avea în mijlocul acestei organizații puternice, organizație care ar putea să fie model pentru multe organizații PDL din țară, așa cum s-a demonstrat deja. Deci lucrăm pe un teren cunoscut, știm ce poate o organizație ca Roman, o organizație ca Neamțul, este nevoie să multiplicăm exemplul acestei funcționări, acestei organizații, și cred că semnalul câștigării unei competiții care se dă nu între oameni, o competiție care trebuie să dea între proiecte, între viziuni, o competiție care trebuie să dea pentru viitorul Partid Democrat Liberal, semnalul acesta poate porni cu succes de aici de unde ne aflăm, din Roman, din capitala Moldovei, cum ne-a plăcut să spunem tot timpul și cum am spus câștigând astfel inimile romașcanilor. Competiția pentru președinția Partid Democrat Liberal începe într-un moment extrem de important pentru noi, pentru fiecare dintre cei care astăzi iubesc Partid Democrat Liberal și nu vor să-l părăsească. Cei care au rămas în rândurile PDL sunt oamenii care vor o construcție politică puternică în care să-și găsească fiecare locul. Pentru că dorința noastră de a continua să avem o carieră politică în Partid Democrat Liberal este ceea ce ne ține pe fiecare în acest partid, chiar și acum, când am trecut de la tot ceea ce putea să aibă un partid politic, toate funcțiile, primele funcții în stat, succesul în ultimele campanii, la un rezultat slab care a demobilizat mult baza partidului, mare parte din colegi, un rezultat care continuă să ne mulțumească de la o etapă la alta. Partidul continuă să scadă și lucrul acesta se vede în ultimele alegeri și această stare, de fapt, această stare a lucrurilor, nu numai că a creat dezamăgire, nu numai că a dezangajat pe mulți dintre colegi, dar riscă să ne ducă pe un drum închis, riscă să ne dea
să dea unora din partid impresia că nu mai există perspectivă pentru Partidul Democrat Liberal, riscă să ne facă să nu mai câștigăm alegerile nici în 2014, nici în 2016, riscă să facă din PDL ceea ce spun adversarii noștri că este posibil să întâmple, și anume să facă din PDL un PNCCD. A fost un partid care a avut guvernarea, a fost un partid care a avut președinția Camerei Deputaților, președinția Senatului, a avut șeful statului, a avut tot ce putea să aibă un partid politic în etapa lui de glorie. A fost un partid care a condus cu responsabilitate România prin criza economică majoră prin care a trecut și care continuă să se manifeste, și a asumat măsurile care au produs costuri electorale cu responsabilitate. Recunoaștem că lucrurile puteau fi făcute uneori cu o comunicare mai bună, însă niciun partid în Europa care a condus, care a guvernat în criză economică și a luat măsuri similare, nu a trecut neatins în alegeri. Problema este că dacă în timpul guvernării, așa cum a fost ea, partidul a luat 23% în vară, din iunie până în decembrie, fiind în opoziție, partidul a pierdut 1 milion de voturi. Fiind în opoziție la un guvern irresponsabil, incompetent, un guvern care nu știe decât demagogie, populism, un guvern care nu a făcut decât să se refere permanent la ceea ce a făcut PDL la guvernare, arătând că nu are nicio viziune despre ceea ce trebuie să se întâmple. Un guvern al minciunii, al promisiunilor neonorate, un guvern care își dă măsura în aceste zile și care va dezamăgi profund pe toți cei pe care a reușit să-i păcălească în decembrie când i s-a dat votul, deși fuseseră 7 luni în care oamenii puteau să vadă care este adevărata performanță a guvernului Ponta și a USL-ului. Dacă Partidul Democrat Liberal ar fi reușit să vină cu o strategie de campanie potrivită, dacă nu s-ar fi mers pe ceea ce eu consider a fi fost o mare eroare, renegarea propriei guvernări, dacă nu s-ar fi încercat să se adopte o tactică de campanie care a însemnat ascunderea celor care au trecut România prin criză, cred că ar fi fost un rezultat mai bun și cred că o atitudine curajoasă și o strategie prin care să fi stat cu toții în fața oamenilor, să fi avut curajul să vorbim cu ei, să fi scos în prima linie pe cei care au fost în guvern și știu exact lucrurile care s-au făcut acolo. Cred că ar fi fost mai convingătoare această strategie, mai onestă, și cu siguranță că mulți români ar fi apreciat onestitatea, sinceritatea, deschiderea și cu siguranță că ar fi înțeles așa cum au înțeles cei din Roma. Lipsa unei astfel de strategii, mai mult, faptul că liderii partidului au plecat cu toții în teritoriu, fiecare s-a ocupat de propriul colegi, faptul că nu au existat mesaje naționale, faptul că nu am răspuns cu mesaje unice la nivelul întregii țări, USL-ului, care ne-a acuzat de cele mai mari minciuni, a făcut ca românii să dea în continuare votul de încredere USL-ului, chiar dacă trecuseră 7 luni în care puteam să arătăm incompetența și minciuna acestei alianțe, acestei uniuni și a guvernului pe care a reușit în iunie să-l impună. Am trecut aceste alegeri din decembrie și rănile nu s-au închis și nici nu se pot închide. Pentru că nici măcar nu mai este vorba despre motivele care au dus la scorul slab, la pierderea 1 milion de voturi în 7 luni. Aici este vorba despre viitorul PDL, nu despre trecutul lui. Și întrebarea care se pune este: care este viziunea pe care PDL vrea să o accepte și care este drumul pe care Partidul Democrat Liberal vrea să meargă în continuare? Contează mai puțin fiecare cât a greșit sau cât a contribuit la scorul din aceste alegeri, mai mult contează cine poate în acest moment
să facă schimbarea de care Partidul Democrat Liberal are nevoie. O schimbare care este din mințile multora din Partidul Democrat Liberal. O schimbare pe care o cer toți cei care se uită la scena politică și care își dau seama că nu poți să lași USL fără opoziție. Nu poți să lași o putere care se manifestă abuziv, nedemocratic, care calcă în picioare orice, care nu se sfiește să recunoască oamenilor că da, i-a mințit în campanie, doar pentru că are 76% în Parlament și își permite. Nu poți să lași o astfel de putere fără opoziție. Nu poți să lași Partidul Democrat Liberal să fie al doilea partid pe Partidul Popular Dan Diaconescu. Nu poți să lași și să-i permiți lui Victor Ponta să spună că PDL este mort. De aceea trebuie să gândim care este drumul pe care acest partid vrea să meargă mai departe și să gândim la drumul acesta cu grijă pentru partid și cu grijă pentru fiecare dintre noi, cei care am rămas să slujim PDL și am rămas să ne continuăm cariera în rândurile lui, cei care credem că PDL poate să câștige din nou alegeri. Și drumul acesta astăzi nu mai poate să depindă de un singur om. Au fost vremuri când un singur om a luat partidul de la 4% și l-a dus la guvernare. Nu mai are Partidul Democrat Liberal un lider providențial. Dacă l-ar fi avut, l-am fi urmat cu toții. Partidul Democrat Liberal are astăzi nevoie de o echipă. De o echipă puternică, de o echipă de oameni devotați. De o echipă de oameni liberi. Liberi de înțelegerile cu USL. De o echipă de oameni curajoși. De o echipă de oameni luptători. De o echipă de oameni care să creadă în viitorul partidului, să se lupte pentru acest viitor. De o echipă care să se mobilizeze pentru ca partidul acesta să-și revină. De o echipă care să aibă forța să schimbe direcția greșită în care acum coboară Partidul Democrat Liberal. Echipa aceasta trebuie să vină cu o viziune. O viziune care să se adreseze dumneavoastră, nouă, membrilor de partid, dar și electoratului. Pentru că Partidul Democrat Liberal nu există doar pentru sine. Partidul Democrat Liberal trebuie să existe pentru electorat. Și eu cred că Partidul Democrat Liberal trebuie să dea semnalul pentru acel electorat care a votat în 2000 cu PD și Traian Băsescu, în 2004, în 2007, în 2009, dar nu a mai votat în 2013, în 2012. Este electoratul în jurul vârstei de 40 de ani, electoratul de activ, electoratul care a dat 18 ani la Revoluție, electoratul care s-a format în această democrație, care a suferit costurile tranziției, electoratul care crede într-o economie de piață liberă, electoratul care vrea oportunități, electoratul care vrea să se poată manifesta liber în această societate, electoratul care niciodată n-ar vota cu PSD. Acest electorat este cel pe care noi l-am dezamăgit, pentru că trebuie să recunoaștem că am început să semănăm din ce în ce mai mult cu Partidul Social Democrat. Am început să folosim din ce în ce mai mult practicile acestui partid în relația cu electoratul. Partidul Democrat Liberal întotdeauna a fost un partid activ, un partid viu, un partid energic, un partid care reușea să capteze atenția, un partid pe care îl urmau oamenii. A pierdut acea atractivitate. La guvernare ne-am plafonat, conducerea partidului a fost în guvern, iar de partid nu s-a mai ocupat nimeni. Conducerea locală, de asemenea, a fost preocupată de exercitarea actului administrativ și lucrul acesta nu este rău, însă trebuia să rămână cineva la partid să se ocupe de viața partidului. Astăzi nu mai există comunicare între vârful partidului și baza lui. Astăzi dumneavoastră aflați ce se întâmplă în PDL de la televizor. Și din păcate știm cu toții că televiziunea distorsionează mesajele. Ceea ce reprezintă astăzi PDL este de fapt ceea ce spun adversarii noștri politici la televiziuni, în media care reprezintă. Lucrul acesta nu trebuie permis. Lipsesc întâlnirile cu baza partidului. Lipsește munca în echipă. Știm cu toții că este foarte greu să ai comunicare cu conducerea organizațiilor. Știm că este foarte greu să ajungi să te întâlnești cu liderii naționale ai partidului. Liderii noștri nu mai merg în teritoriu. Acum, că este convenție,
ar fi trebuit să meargă în teritoriu permanent și să afle de la aleșii locali, de la primari, de la consilieri, de la baza partidului, care sunt problemele cu care se confruntă în teritoriu. Ce le spun oamenii? Simplu fapt de a sta într-un birou și de a citi revista presei dimineața nu dă conducerii partidului imaginea ceea ce se întâmplă cu propriul partid sau imaginea ceea ce se întâmplă real în societate. Am pierdut contactul cu baza partidului și am pierdut contactul cu oamenii. Și din ce în ce mai mult liderilor PDL le este frică să stea în fața oamenilor. Au preferat să se ascundă, au preferat să-și condamne proprii colegi, au preferat să-și însușească criticile opoziției de atunci. Aud în partid discursul lui Voiculescu la adresa propriilor lideri și la adresa propriilor colegi. Partidul Democrat Liberal nu a fost așa. Are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o energie nouă, are nevoie de o echipă dedicată. Așteaptă un electorat să vadă că Partidul Democrat Liberal se trezește. Așteaptă societatea să vadă că există opoziție la adresa USL. Este păcat să ratăm acest moment. Este păcat să nu fim pregătiți pentru momentul când USL se va rupe. Ce se va întâmpla atunci? Cine se gândește? Ce se va întâmpla cu Partidul Democrat Liberal când PNL și PSD se vor despărți? Cine se gândește ce alianțe va face acest partid? Cine se gândește cum va fi Partidul Democrat Liberal și cu cine va merge în alegerile viitoare? Toate lucrurile acestea nu sunt preocupările actuale sau nu reușesc să se impună pe agenda de preocupări a conducerii actuale. Este o stare de derută în partid. Și am văzut că m-au condamnat colegi, că am spus că oamenii se sunt demobilizați. Vreau să vă spun o replică în glumă a colegului Paleologu. A spus, nu Elena, eu sunt exasperat, nu sunt demobilizat. Oamenii sunt derutați pentru că nu știu care le va fi propriul viitor. Pentru că ei nu știu care va fi viitorul PDL. Nu știu dacă acest partid va ieși din conul de umbră în care se află. Întrebam zilele trecute presa, de ce nu sunt preluate conferințele noastre de presă? Și colegii dumneavoastră, cei care sunteți de la presă aici, mi-au răspuns, pentru că nu mai interesați pe nimeni. Pentru că nu vă citește publicul. Iar dacă nu vă citește publicul și nu sunteți interesați pentru oameni, nu avem de ce să vă preluăm. Nu mai este interesant ce se întâmplă la PDL și sunteți cu toții oameni politici și suntem cu toții oameni politici și știm că imaginea nu este cea care credem noi că este despre noi. Imaginea este ceea ce cred ceilalți că suntem. Percepția celorlalți despre noi reprezintă cu adevărat problema pe care noi o avem. Iar această percepție astăzi este că Partidul Democrat Liberal nu contează. Este a doua forță politică din opoziție, nici nu mai pot spune forță politică. Este în spate pe PDD. Nu există o reacție suficient de puternică și atunci când există reacții la ceea ce se întâmplă, nu interesează pe nimeni ce face Partidul Democrat Liberal. Lucrul ăsta trebuie schimbat, dacă ne mai pasă de PDL. Și eu cred că ne pasă, celor de aici, în mod sigur. Nu este vorba de alege între persoane. Astăzi candidez eu și candidează domnul Blaga. Mâine poate mai candidează cineva. Este bine că e competiție, era obligatoriu să existe competiție, pentru că sunt lucruri care trebuie discutate în partid. Sunt probleme care trebuie puse, răspunsuri care trebuie date. Dacă vor mai fi moțiuni, cu atât mai bine. Important este ca la final, în urma acestor dezbateri reale, partidul să poată să opteze pentru un drum care să-l salveze. Dezbaterea trebuie să fie și onestă în același timp. Și eu cred că fiecare dintre dumneavoastră veți merge nu pe persoane, ci pe viziuni, pe proiecte. Pentru că nu mai există acum posibilitatea să ratezi această șansă. Deci dacă PDL ratează acum la această convenție șansa schimbării lui, nu cred că 2 ani mai rezistă. Nu vorbim despre o opțiune între 2, 3, 4, 5 persoane. Vorbim despre a salva
sau nu Partid Democrat Liberal. Va fi o competiție între proiecte și între viziuni. Va fi o competiție între echipe. Dar aceea pentru mine este foarte important să obțin susținerea dumneavoastră în urma discuțiilor, în urma prezentării viziunii mele despre ceea ce trebuie să fie Partid Democrat Liberal și nu pe bază de simpatie. Așa cred că ar trebui să fie cu toți candidații. Practica altfel răspândită la nivelul clasei politice și pe care o întâlnim și la celelalte partide, de a obține semnătura pe o hârtie numită moțiune, fără ca ea să fie dezbătută, fără ca ea să fie trimisă în teritoriu colegilor, este una care ține de trecutul politicii. Avem șansa să dăm startul unui alt mod de a face politică. 20 de ani de care vorbea Silviu Brucan, eu cred că avem șansa să-i închidem acum. PDL, în acești 2 ani până în 2014, are posibilitatea să schimbe direcția în care merge și are posibilitatea să arate un alt fel de partid politic, semnalul unei altfel de clase politice. Și în 2016 poate recâștiga alegerile. Gândiți-vă că doar 42% au fost la vot. Nu trebuie să ne batem cu PSD pe electoratul lor. Noi trebuie să ne adresăm electoratului nostru. Pentru ei trebuie să avem mesaj. Ce au făcut restul de 38%? De 48%? Deci ce au făcut cei care nu s-au prezentat la vot? Pentru ei n-a avut nimeni mesaj. Nu tot electoratul vine la vot pentru că îi bați la poartă și îi dai o găleată. Sunt oameni care vin la vot pentru proiecte importante ale acestei țări, pentru politicieni integri, pentru oameni cu un mesaj credibil față de societate, oameni care pot reprezenta modele pentru ei. Sunt oameni care încă s-ar înscrie în politică dacă ar avea în ce partid să meargă. Pentru oamenii aceștia trebuie să avem noi mesaj. Și cred că vom putea să-i convingem din nou să vină și să sprijine Partidul Democrat Liberal. Eu nu sunt...